să revenim cu acel caz interesant când spunea că da, va fi un cosmos sau mai știu ce sau nu știu ce. De fapt, despre ce este vorba? În căpățâna lui deșteaptă, care a scos acea petardă, este în felul următor. Gândește-te cum ar fi ca, de exemplu, Mircea Cosma, președintele țării. Ce n-a reușit în atâția ani de zile să facă? Sau Nicola Helmut, președinte de țară. Ha! Acum știi ce a vrut să spună, de fapt. În București, în felul următor, cel care moșește județul este cosmist. E, află că ce e în Prahova nu prea e cosmist. E de fapt altceva. Huh?